Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt un mic haul de cumpărături. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Mi-am cumpărat câteva hăinuțe și alte câteva lucrușoare și am vrut să fac un haul să vi le prezint. Voi începe cu cărțile pe care mi le-am cumpărat. Da, mi-am cumpărat 3 cărți. În ultimul haul v-am spus că n-am mai cumpărat cărți, dar acum am cumpărat pentru că am găsit prețuri bune pe Elefant, reduceri de 50% și transport gratuit peste 50 de lei și mi-am cumpărat și eu 3 cărți. Prima, scrisă de Letizia Colombani și atunci mi-am înfruntat destinul. Sunt cărți noi nouțe apărute pe piață. M-am bucurat tare mult că mi le-am cumpărat. Este o cărticică destul de subțirică și haideți să vă citesc un pic despre ea. Trei femei, trei destine, trei continente. În India, Smita își dorește cu orice preț să-și vadă fiica la școală. Este convinsă că astfel, Lalita va evita traiul la limita supraviețuirii al părinților ei. În Sicilia, Giulia trebuie să-și depășească statutul și să devină, dintr-o simplă angajată în atelierul tatălui, cea care salvează afacerea familiei. În Canada, Sara, o avocată renumită, descoperă cât de vulnerabile devin femeile în fața bolii și a mentalităților celor din jur. Smita, Giulia și Sara refuză să se supună sorții și decid să lupte. Deși sunt despărțite de mii de kilometri, poveștile lor ajung să se împletească într-un mod surprinzător. Letizia Colombani și atunci mi-am înfruntat destinul. Următoarea carte, toate trei cărțile sunt de la editura Univers, este scrisă de Virginie Grimaldi, Totul este posibil. Am foarte multe cărți scrise de Virginie Grimaldi, o să încep să le citesc, pentru că sunt subțirele și așa dau un vibe de vară, iar aceasta arată superb. Lui Julian nu-i place să fie luată prin surprindere, însă atunci când în urma unui incendiu trebuie să-l găzduiască pe tatăl ei pentru o perioadă mai lungă de timp, fiecare zi aduce o nouă surpriză. Muzica ascultată la maximum, mașina parcată neregulamentar, interminabilele comenzi la teleshopping, toate îi reamintesc de personalitatea unică, rebelă, excentrică a tatălui ei. Însă era ascuns un adevăr nerostit și nedorit că acesta ar putea fi bolnav. Totul este posibil, este o invitație la o călătorie emoționantă, presărată cu umor și multă sensibilitate în viața unor persoane pentru care familia redevine totul. Virginie Grimaldi, Totul este posibil. Și ultima carte, care face parte dintr-o serie, o serie pe care eu o iubesc efectiv, o serie pe care n-aș da-o din biblioteca mea, este o serie scrisă de Wilbur Smith și acesta este volumul 12. Acest volum l-a scris împreună cu David Churchill și se numește Strigă de război. Este al 12-lea volum. Din toată serie, cred că am ajuns la volumul 8 eu, deci mai am 4 volume pentru a ajunge la acesta. Poate dragostea să depășească orice obstacol, chiar dacă acesta este războiul, al doilea război mondial, un nou volum captivant care continuă povestea deja celebrei familie Cătni, vă va purta din Africa în Anglia și Germania prin intermediul lui Saffron și al lui Gerard, doi tineri idealiști care visează la propria lor poveste de dragoste, deși sunt în tabere opuse pe câmpul de luptă. Vă recomand seria scrisă de Wilbur Smith. Sunt două serii. Seria aceasta, în care urmărim istoria unei familii din anii 1800 până în prezent, cât se poate de prezent, dar mai are o serie despre faraon, despre Egiptul antic. Amândouă serile sunt, cum să vă spun eu, nu superbe, extraordinare. Extraordinare. Descrierile lui Wilbur Smith. Toate cărțile lui Wilbur Smith, care este sud-african, sunt nemaipomenite. Descrierile sunt superbe. Din descrierile sale am învățat și mi-am dat seama cât iubește acest scriitor Africa. O iubește din tot sufletul lui și Africa este prezentată atât cu bune și cu rele, dar este atât de frumos prezentată. Vă recomand seria Wilbur Smith. Da, ele ar trebui citite în ordine pentru că au o
legătură între ele, adică ar trebui să vedeți blestemele de familie, legăturile dintre ei, ce s-a întâmplat, dar vă recomand aceste cărți și să, atunci când o să le citiți, nicio carte nu se termină și nu este așa cum ne-am închipuit noi. Știți, citim și pe urmă zicem, a, da, ăla se îndrăgostește de cealaltă și nu știu ce și nu. Nu, în cărțile lui niciodată să nu spui niciodată de ce. Sunt superbe, sunt superbe. Seriile scrise de Will Smith sunt superbe. Bun. Acestea au fost toate celele pe care mi le-am cumpărat. Trecem mai departe. Am vrut să-mi cumpăr o brățărică așa de vară și cu pisici și mi-am cumpărat această brățărică pe care o vedeți voi la mâna mea, așa arată. Este din argint aurit. Auritul e puțin mai spre golden, așa. Spre roz. Deci este un auriu mai roșiatic, dar mie îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Este foarte finuță, argint aurit. Mi-am cumpărat-o de la Eden Boutique, a venit în această cutie superbă. Așa vin prezentate produsele. Eu mi-am cumpărat un pandantiv tip Pandora de la ei și sunt foarte, foarte mulțumită. Am mai primit un certificat de garanție pentru produs. Am primit și un șervețel pentru a șterge produse, polishing cloth. Și, bineînțeles, o gentuță, o mică, de aceasta, nu vine acum să spun, așa. O mică punguliță, să zic, de la Eden Boutique. Mi-a plăcut foarte mult, este foarte frumoasă și mi-aduce aminte de țuca mea. Bun, trecem mai departe. Am trecut și prin DM și mi-am cumpărat următoarele. O mască pentru față, din noua gama lor, Tush Mask cu acid hialuronic și alge, care arată foarte, foarte bine. Tot din aceeași gamă, tot Tush Mask de aceasta cu perle și extract acid hialuronic și aceasta arată foarte bine. Și am auzit la prietena mea, Vali, pe care o pup și o îmbrățișez, că este foarte bună această cremă pentru mâini de la Balea cu urea la 30 de mililitri. Am găsit-o și eu și mi-am cumpărat-o. Și acestea sunt câteva produse pe care mi le-am cumpărat din DM și haideți să trecem la hăinuțe. Haideți să vă arăt ce și-a cumpărat Cătălin de la Waikiki. Și-a cumpărat câteva tricouri foarte frumoase, tip polo, așa îi plac lui. Acest roșu mai închis, acesta este în mărimea 2XL și a costat 40 de lei, 39,99 și îmi place foarte mult. Este foarte potrivită pentru birou și sunt de bună calitate. Un alt tricou este acesta verde, care mi-a plăcut mult, știți că mie îmi place culoarea verde. Acest tricou a fost în mărimea XL și a costat 44,99, 45 de lei și îmi place foarte, foarte mult. Următorul este albastru, efectiv albastru simplu, de o foarte bună calitate, XL și acesta a costat 26,99. Deci la Waikiki trebuie să vă uitați mai bine la produse, pentru că deși sunt asemănătoare, prețurile sunt diferite. Și am mai cumpărat și acest tricou maro, cu mânecă scurtă, bineînțeles, mărimea XL, 39,99. Și ultimul... și-a mai cumpărat și niște ciorapi și aceștia sunt de bună calitate, negri, mai scurt pentru Adidas, au 5 perechi, 15 lei.
toate sunt din bumbac, el numai bumbac poartă și cam acestea au fost hainele pe care și le-a cumpărat el. Și trecem și la hăinuțele mele. Am ieșit în oraș cu sora mea și am trecut pe la New Yorker. Și am cumpărat câte ceva. Mi-am cumpărat această bluziță. Este neagră, dintr-un material foarte bun, cu mânecă lungă, e adevărat. Cât așa arată, time to bloom, așa, simplă, dar este un material foarte bun, puțin elastic, îmi place foarte mult, iar la gât este așa un pic bărcuță. A fost mărimea M, ceea ce mă minez pentru că eu port LXL, dar uitați cât de mare este mărimea M. Și prețul întreg a fost, este puțin rupt aici, dar cred că a fost 49,99. Scrie aici 49,99 și eu am cumpărat-o cu 14,90 lei. Este superbă. Îmi place foarte mult cum se așează pentru serile de vară, pentru că este foarte răcoroasă, sau primăvara, toamna, este superbă. Îmi place foarte mult și la 14,90 lei, este 15 lei, este un preț superb. Apoi, tot pe acolo, dar dacă vă duceți în partea în care au ei reduceri, am găsit, cred că acest cardigan, această cacao cu lapte, care se pune deasupra, fără nasturi, foarte lung, foarte lung, cu mânecuță lungă, dar este, este perfect pentru serile de vară, deci lung. Mărimea este XXL, aveau și alte mărimi, XXL, la preț întreg a fost, imediat vă spun, a fost 69,90, uitați aici, prețul întreg 69,90 și eu l-am cumpărat la 24 de lei și 90 de bănuți. Deci, merită, merită cumpărat, este atât de frumos, atât de fin, atât de moale. Acest produs, pot să-l, blazer sau să oricum eu îi spuneți voi, este perfect de luat la servici pentru ieșirile seara, super, super. Și la 25 de lei, eu spun că a meritat. Și ultimul produs de care m-am bucurat tare mult este acest sacou. Sacou este fără nasturi. Deci este un sacou pentru vară, are buzunar, mânecă lungă, culoarea este foarte plăcută, deci așa arată, este un sacou normal, dar fără, nasturi. Și acesta a fost la preț întreg 129,90 de bănuți, uitați aici, și eu l-am cumpărat la 24 de lei și 90 de bănuți. Este perfect pentru zilele răcoroase, este pentru vară, dar pentru zilele răcoroase când mai plouă și este răcoare în București, mai spre toamnă, este perfect. Și la 25 de lei n-am ce spune. Și de la un magazin local, în care mai mă duc eu și aș mai văzut lucrușoare la mine, mi-am cumpărat această fustă tip sport. Este deasupra, peste genunchi. Se poate cum să zic, aranja cu aceste lucruri. Are și buzunar aici mai jos. Are și buzunar aici. Așa arată. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este în mărimea, imediat. Este, deci v-am spus, este un de la un magazin local, dar care vinde anumite lucruri de la alte magazine. Și când am văzut-o, am văzut că este de la Next Generation și este în mărimea XL.
Așa, preț întreg, că văd 30 de lire și eu am dat, am și aici prețul, 49 de lei. Dar este așa de plăcută și de ușurică și tip sportiv, așa, merge cu orice tricou pe care l-am, merge cu Adidas și, deci, este perfectă pentru vară. De-abia așteptam să vi-o prezint pentru a o purta. Și ultimul lucru tot de aici, v-am spus că acum sunt înnebunită după acele poșete micuțe pentru zilele când mă duc la birou. Și am găsit tot aici în magazin această poșetuță care este foarte, foarte frumoasă. Are această baretă destul de lungă. Ea arată așa și are așa, în spate, un fermoar perfect pentru, să zic, biletul de metrou. Apoi, în față, are primul buzunar mai micuț, care este destul de mare. Mai are un buzunar aici. Al treilea buzunar este aici și aici avem încă un buzunar înăuntru. Și cel mai mare buzunar este aici și aici avem buzunar cu fermoar foarte bine compartimentată. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 buzunărele foarte bine compartimentată. Îmi place foarte mult culoarea, extraordinară, și a costat, nu este de la o companie pe care o cunosc eu, este de la Int Company. Și a costat 79 de lei. Uitați aici prețul. Da. Și acestea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut eu în ultima perioadă de timp. Vă recomand să vă duceți la New Yorker și să vedeți pe acolo ce mai au ei, dar acolo la reduceri. Să știți că aveau foarte multe produse sport acolo. Deci acestea sunt de la Amisu, ca și firmă, văd eu acum. Da, ia să mai vedem noi pe aici ce mai avem. Toate sunt de la Amisu. Și acesta, da, și de la Amisu. Acolo aveau foarte multe produse sport, aveau pantaloni de training, dar să știți că găseați și rochițe la reducere și bluzițe. Ați văzut și bluzița aceea la 15 lei. Nici nu știam de ele, m-am bucurat tare mult când le-am găsit. Vă dați seama, un sacou foarte frumos la 25 de lei, mi s-a părut un preț extraordinar. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Sper că v-au plăcut lucrurile pe care vi le-am prezentat. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!